Crezi că va fi o reacție a suporterilor vis-a-vis de dezamăgirea cu Rapid, în sensul în care vor fi destul de puțini în tribune duminică cu FCU? Indiferent de situație, noi vom fi lângă echipă, indiferent, vom face și noi protestul nostru. E un protest care trebuie să-l înțeleagă că nu mai merge. Dar în ce sens e protestul acesta? E un protest pașnic. Nu e un protest care să... Nu încurajați un sfert de oră sau ceva de genul? Da, deocamdată n-am discutat, n-am vorbit cu liderii, astăzi seara ne întâlnim și le punem la punct tot ce avem de făcut. Dar ei trebuie să înțeleagă că în stilul ăsta nu mai aduci suporteri la stadion. Cât să fac eu și cu Peluza Nord, cât să stăm să lămurim oamenii, să spunem veniți, hai că acum am avut norocul ăsta că a bătut Hermaștat pe CFR, da. Și ai rămas pe primul loc. De-aia nici nu vrem să afectăm anumite lucruri, să nu cumva să facem alte prostii și să pierdem și primul loc. Dar măcar acum, în al 12-lea ceas, pune mâna la treabă, ambiție, pentru că ați pierdut puncte care într-adevăr au pus cu arbitraj, dar mai puțin ne interesează, dați drumul la treabă și când vedem că jucați fotbal și pierdeți, asta este, voi n-am avut noroc, dar au jucat echipa. Așa, ce să vedem? Nonșalanță? Și ce să le spui la aia 40.000 de suporteri? Bă, atât am putut. Păi dacă atât ai putut, du-te repede frumos, fă o cerere la Gigi să scadă în salariu, că nu poți mai mult. Vezi tu jucătorul ăla care să meargă la Gigi să-i spună nu mai vreau patroane atâta, sunt prea slab să câștig atât? Bine, eu am spus-o. Acum care vrea să o facă, să o facă. Dar ai dreptate că nu spune nimeni lucrul ăsta. Serios, dar ei trebuie să înțeleagă că ei la fiecare dată de salariu se uită, trage cu cardul, se uită în bani în cont. Da. Să mai vină și versiunea aia la altă. Să vină și punctele în cont, nu numai banii. Da. Mai pune și versiunea cu punctele. Băi, asta e puțin. Ne-a băgat banii, da, trebuie să luăm 3 puncte mâine. Da. Acum... Bateți Craiova? Lui Mititelu? Eu zic că echipa are potențial. Poate este într-o cădere liberă acum. Și sper să fi fost un duș cu apă rece și să-și revină. Un duș cu gheață le trebuie. Ca să putem trece și noi peste acest rezultat de 2-1 cu Rapid și să fim alături de ei. Da, vom vedea ce s-a întâmplat. Meci interesant. Sunt curios dacă vor fi 15.000 tribune pe Arena Națională duminică seara. Sunt foarte asta curios. Li se datorează lor. Dacă nu vor fi, li se datorează lor. Fotbaliștilor, jucătorilor, deci, cum le-ai spus tu. Evident. Pentru că acum trebuie să stăm și noi să... Vedem ce se întâmplă, fără să mai facem apel la nimeni, fără nimic, care vor să vină la stadion din suporteri. Să vină la stadion, să fie alături de echipă, dar oamenii speculează acum. Stai mă puțin, vrei să mai vin să văd ce? Să vin să văd ce? Să te văd cum înjuri arbitrii, să te văd cum dai cu piciorul pe gazon, că nu ți-a reușit ție nu știu ce, și că mergi nonșala pe teren. Unii din ei, alții care își dau viața pe acolo, nu prea sunt apreciați de cei care nu prea vor să joace, cam așa ceva. Da. Dar sperăm să gândească și să se dezghețe și să intre frumos la treabă.